Hello, hello, dragilor! Sunt eu, Alexandra, și bine ați venit sau ați revenit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbesc despre o campanie lansată de prietenii de la editura Curtea Veche și anume despre campania Hashtag Timpul să citim. Mulți adolescenți și copii se simt mult mai anxioși și mai triști din cauza școlii online și lipsei întâlnirilor cu prietenii și colegilor. Mulți dintre ei nu mănâncă absolut deloc sau mănâncă prea mult din cauza stresului. Alții nu dorm bine și au insomnii. Dar există un prieten care ne poate ajuta în orice situație, și anume cartea. Deși nu pare, cartea vine la pachet cu o mulțime de avantaje, ne poate ajuta la reducerea stresului și așa mai departe. Vreau să vă citesc câteva avantaje pe care le-am descoperit recent, niște avantaje care m-au șocat și care m-au convins pe mine să citesc mai mult, chiar dacă sunt o cititoare înrăită. Știați că cititul de plăcere scade cu 28% riscul de depresie? Sau că 6 minute de lectură a unei cărți care îți place reduc stresul cu 68%? Am mai descoperit că cititorii au cu 43% mai multe șanse să scape de insomnii. Asta știam că e adevărat, fiindcă dacă citesc înainte de a mă culca, ador mult mai ușor și am vise frumoase. Și un lucru care m-a surprins este că 30 de minute de lectură pe zi crește media de viață cu 2 ani. Lucrul acesta m-a șocat și cred că v-am convins și pe voi să citiți mai mult. Acum vreau să vă prezint o carte care mi-a plăcut tare mult, cartea mea preferată de la această editură, și anume Când prietenia m-a urmat acasă, scrisă de Paul Griffin. Este ultima carte pe care am citit-o de la ei. Foarte emoționantă și interesantă în același timp, am și plâns la ea. Acum vreau să vă citesc un mic fragment, fiindcă vreau să vă conving și pe voi să o citiți. Un fragment în care personajul principal, Ben, îi alege numele cățelușului lui, a.k.a. prietenul lui cel mai bun. Cum de nu ai încă un nume pentru caragiosul ăsta mic? Ador felul în care se uită la tine. Păi, cum se uită? Constant a spus. Ar trebui să-i faci certificat de câine de terapie. Așa ar putea să intre în bibliotecă, fără să uite cineva chiorâși la noi. Vrei să spui că e un câine însoțitor pentru nevăzători? Ba bine că nu. Ce, tu ești orb? E o metodă pentru copiii care citesc cu greutate. Le citesc câinilor. Câinele nu judecă pe copil atunci când pronunță greșit câte un cuvânt sau când face vreo altă greșeală. E pur și simplu fermecat că puștul îi dăruiește toată atenția lui. Copiii se gândesc, wow, câinele ăsta e ochi și urechi la mine. Înseamnă că citesc chiar bine. Cu cât capătă mai mult încredere, cu atât citesc mai bine. Pe cuvânt că e un program adevărat, se practică în școli, în biblioteci, în pușcării și așa mai departe. Cred că micuțul aici de față s-ar descurca de minune. Uite de cum ne ascultă. În fine, cum ascultă? Vorbesc mult. Serios? Ce să fie serios? Că s-ar descurca sau că vorbesc eu mult? Că s-ar descurca. Mincinosule, ții ochii prea larg deschiși și te uiți în altă parte. Orice tip care se crede mai isteț decât o fată e un mare idiot. Dar fata asta era la fel de isteață ca mama, ceea ce era de-a dreptul înspăimântător. Citește lui Rufus, așa se cheamă programul în care câinele îl ascultă pe copil citind, a spus. Am găsit asta la rubrica de educație a ziarului. Am de gând să mă fac profesoară de engleză în timp de zi și romancieră pe timp de noapte. Tu? Am ridicat din numeri. Tester de topogan de apă? Ăsta e ultimul lucru la care m-aș fi așteptat din partea ta sau a oricui ar cuiva. Bine, mă cam îndrăgostesc de tine. Vai, ce tare e asta, ești eroul meu. Cred că asta a spus. Totul în jur devine cețos, de la mă cam îndrăgostesc de tine încolo. Nu mai poți să iei din picior, mi-a spus. Este extraordinar de enervant. Scuze, nu-ți mai cere scuze, nu te simți obligat să-mi zici nimic. Știu, îmi dau aer de șefă. N-am zis asta. Bubârnac, a zis. Așa trebuie să-i pui numele. De ce? Pentru că ăsta-i numele lui. Uite, bubârnac, și-a ridicat capul. Și ridică indiferent ce ei spune, i-am zis. Bubârnac, 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 bubârnac. Cățelul i-a lins buzele fetei curcubeu și ea și-a dezvelit dinții în cel mai minunat zâmbet, precum cel din pauza Laurei, pe partenera mamei, fără să-l forțeze zâmbet de adevăratelea. Apoi s-a ridicat de pe bancă și a dat să plece. Mai mult nu vă citesc, vă las pe voi să le descoperiți povestea lui Ben și a fetei curcubeu. Am adorat tot la cartea aceasta, stilul de scriere al autorului, personajele, coperta și mai ales pe bobârnac.
Recomand cartea copiilor care au peste 11 ani. Mi se pare că este o carte potrivită pentru aproape toate vârstele. Este cartea perfectă pentru adolescenți, dar și pentru adulți. Vă îndemn și pe voi să filmați un astfel de videoclip în care să citiți un fragment din cartea voastră preferată de la editura Curtea Veche și să-l postați pe una dintre rețelele voastre de socializare, ori Instagram, YouTube sau Facebook, folosind hashtagul Timpul să citim. La fiecare clip de acest gen postat, editura Curtea Veche donează o carte copiilor care nu au oportunitatea de a citi. Mi se pare tare faină campania lor și sunt tare fericită că fac parte din ea și că am ocazia să filmez acest videoclip. Sper că v-a plăcut clipul de astăzi, sper că v-a plăcut de Ben și de Bobârnac. Vă doresc să aveți parte numai de lecturi delicioase și pupici cu mulți clipici! Bye!